François Lafond. Nice meeting you. Je parle français un peu difficile. Je préfère toujours l'anglais. Andi, Cristea, member of the European Parliament. How are you? Very well, thank you. Yeah, you just arrived or you are? I arrived yesterday night. It was yesterday I came from Strasbourg by flight, and we experienced some bit of turbulence. No, actually we were delayed. Our flight takeoff was 35-40 minutes because of the bad weather. The expectations. European future for Macedonia. Northern. Yeah. If thank you.
Shall we start? I think that the time has come. I do apologize for the fact that we started. Scuze că nu am respectat ora fixată pentru începerea acestui panel, dar la astfel de evenimente se mai întâmplă și așa. Subiectele acestei ediții ale conferinței a reformului de securitate pentru regiunea Mării Negre și a Balcanilor sunt foarte interesante, nu numai pentru cei din regiune, ci și pentru cei din afara ei. Voi începe prin a spune că mă simt încântat și mă bucur să pot modera acest panel pe un subiect căruia eu personal i-am dedicat mult timp și căruia am alocat multă atenție. Îmi face onoare așadar să fiu moderator astăzi și să fiu înconjurat, să mă aflu alături de vorbitori excelenți, ale căror păreri pe acest subiect sunt extrem de importante. Este vorba despre visele americane, de la discursuri către cooperare practică în regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Este un subiect important și țin să spun că în ciuda evoluțiilor recente din ultimii ani, în ciuda diferitelor poziții exprimate pe unul dintre cele mai importante și de succes proiecte pe care Uniunea Europeană le-a dezvoltat și le-a realizat pe tema extinderii, deci proiect care a avut suișuri și coborâșuri, cred că există perspective de avansare, de evoluție, special în ce privește securitatea și procesul extinderii europene. Bineînțeles că acest proces nu este unul simplu. Există păreri diferite, chiar divergente. Există persoane care și-au exprimat chiar îndoieli cu privire la acest proces, însă eu consider că pentru ca Uniunea Europeană să poată continua a juca un rol important și pentru a fi un factor important la nivel internațional, nu există nicio altă alternativă decât cea a extinderii. Și spunând acestea, mă voi opri aici, deoarece, așa cum spuneam, avem în acest panel vorbitori extraordinari care au cunoștințe
detaliate asupra extinderii europene, reprezentanți de la nivel înalt din țări care tind către statutul de membru al Uniunii Europene sau reprezentanți ai instituțiilor europene, fie de la Parlament, fie de la Comisie. Deci, alcătuirea acestui panel ne oferă suficiente motive să fim convinși că prezentările lor ne vor oferi o mai bună înțelegere a stadiului la care ne aflăm în prezent. Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, îi voi invita pe vorbitori să ia cuvântul și mai întâi de toate pe domnul Iurie Leancă, vicepremier pentru integrare europeană în Republica Moldova. Vrei să schimbăm sau? Bună ziua, good afternoon. Mr. Minister, thank you very much for Bună ziua, vă mulțumesc că ați prezentat acest subiect, visele țărilor din această regiune, Moldova și România se numără printre ele. Este o dimensiune importantă a realizării acestui dream, acum venind vorba despre țara mea, despre Moldova. Visul european înseamnă să clădești țări stabile și prospere în care instituțiile de stat să își asume răspunderea pentru acțiunile pe care le întreprind. De asemenea, chestiunile legate de securitate și soluționarea acestora este un aspect important. Prezentarea mea se concentrează sau pornește de la câteva evenimente pe care le vom aniversa cât de curând. Și ca să înțelegeți unde se află Moldova, ce succese și eșecuri am experimentat alături de colegii și partenerii din UE pentru a ne asigura că țara noastră câștigă în stabilitate și prosperitate. Prima aniversare, primul eveniment pe care îl vom aniversa în luna august este cel al 27 de ani de la independență. Trece în revistă progresele înregistrate, dar și provocările cu care țara mea se confruntă în continuare. Haideți să vedem mai întâi de toate care sunt aceste provocări și puncte slabe sau vulnerabilități, pentru că lista acestora este mult mai lungă decât cea a realizărilor. Din punctul de vedere al instituțiilor de stat, acestea încă sunt slabe și nu își asumă răspunderea. Statul de drept nu este o realitate obiectivă încă. Avem sau suntem o țară care, așa cum arată statisticile, are cel mai mic PIB pe cap de locuitor. Acest lucru duce la emigrație. Există un număr foarte mare de cetățeni moldoveni care au plecat în străinătate și ne confruntăm cu conflictul înghețat din regiunea transnistreană. Nu am putut găsi deocamdată o soluție care să întărească atât statul moldovean ca atare, cât și perspectiva sa de integrare europeană. Deci, aceste probleme durează de ceva vreme. Pe partea pozitivă a progreselor din ultimii 3-4 ani, am semnat acordul de asociere la zona de liber schimb.
Peste două săptămâni vom sărbători așadar 4 ani de la semnarea acestui acord de asociere și a acordului de integrare în zona de liber schimb. Care a fost impactul semnării și implementării acestor acorduri? Am încercat să maximizăm potențialul pe care ni l-a oferit aceste două acorduri. Însă imaginea creionată este una mixtă. Există și evoluții pozitive și involuții, dacă vreți. Cea mai mare problemă este aceea că în 2015 țara a intrat într-o criză profundă, criza băncilor, fraude financiare, dificultăți economice, a trebuit să împrumutăm bani cu o rată a dobânzii de 26%. Deci această criză politică a creat probleme suplimentare de care nu aveam nevoie. Dar acest nou cadru, și iată că acest nou cadru, prin faptul că nu puteam profita de el la maxim, ne făcea să distrugem posibilitatea noastră de apropiere de prietenii europeni. Pe partea pozitivă, se află acordul de asociere care a permis țării să se modernizeze, să continue procesul de transformare. Acest acord ne-a permis să creăm anumite instituții care vor duce la evoluții pozitive, cum ar fi Autoritatea Națională pe Probleme de Integritate. Care se va ocupa de procesul de selecție al magistraților din Republica Moldova și în felul acesta ne vom putea ocupa de reforma justiției. Am lansat de curând un proces de reformă la scară redusă în ce privește justiția. Îi spunem la scară redusă pentru că este pe termen mai scurt și sperăm ca în termen scurt de 3-4 luni să putem vedea și primele rezultate și aceste rezultate să credibilizeze reforma. Acordul de asociere ne-a permis să soluționăm problemele din sectorul bancar, fapt extrem de important. Banca Transilvania, cea de-a doua, cea mai mare, a achiziționat acțiuni la băncile noastre și aceasta a îmbunătățit situația din sectorul bancar. Sau avem un management mai bun al sistemului fiscal. Și toate aceste lucruri ne-au fost facilitate de acordul de asociere, care evident că pune și anume oarecare presiune pe noi, dar ne și ajută în ce privește liberul schimb, zona de liber schimb la care ne-am asociat începând din 2014, ne-a permis să facem exporturi către Uniunea Europeană. La început, aceste acorduri erau sub 50%. De anul trecut au trecut peste 60%. Deci am crescut cu aproape 10% exporturile și acestea vor continua să crească, exporturile către piața europeană. Deci, iată, acestea sunt evenimentele pe care le sărbătorim. Și ca să trag concluziile, întrebarea se pune, de ce suntem în continuare într-o situație foarte complicată? De ce Republica Moldova continuă să fie o zonă de buffer? De ce nu ne putem îndrepta mai repede către acel viitor către care tindem? Ține acest lucru de inabilitatea forțelor politice din Moldova de a implementa reformele sau poate este din cauza faptului că Uniunea Europeană nu ne-a oferit o perspectivă pentru ca noi să putem deveni eligibili și să devenim pe viitor membri ai Uniunii Europene.
Este asta o cauză a situației dificile în care ne aflăm? Eu tind să cred că, într-adevăr, Uniunea Europeană nu ne-a oferit această perspectivă și aceasta a tras în jos posibilitatea noastră de a ne dezvolta în acești 15 ani. În anul 1990 se spunea că posibilitatea țărilor din Europa Centrală și de Est de a se alătura Uniunii Europene depinde de capacitatea lor de a implementa reforme acasă. Și practic, Uniunea Europeană a pus în aplicare acea politică a stimulentelor și penalizărilor. Lucrurile acestea ar trebui să ne facă să ne gândim, să reflectăm la ce putem face. Articolul 49 din Tratatul de la Lisabona spune că orice stat are capacitatea, posibilitatea de a-și depune candidatura, dar nu este îndeajuns, este nevoie de o dezbatere, în special cu privire la țările învecinate. Aceste țări sunt impredictibile, sunt pline de contradicții și este util să creăm un grup de reflecție asupra situației ca atare. Putem de asemenea să ne întrebăm care sunt alternativele Republicii Moldova. Avem o a treia cale către care să ne îndreptăm? Către ce direcție să privim? Către est sau către vest? Evident că mie mi se pare că privirea îndreptată către est este o imposibilitate sau nu ar trebui cel puțin să ne gândim la ea. Cea de-a doua opțiune este Uniunea Europeană, evident, dar pentru aceasta este nevoie de o strategie și de o mentalitate deschisă. Trebuie să fim încurajați prin condiționalități. Trebuie să ne asigurăm că implementăm lucrurile corespunzătoare. Trebuie să ne mobilizăm și să ne concentrăm pe reformele necesare. Reforma din domeniul justiției. Dacă nu o facem, nu vom avea investiții, nu vom reuși să creăm locuri de muncă și să-i ținem pe cetățenii noștri acasă. Trebuie de asemenea să continuăm dezbaterea, să le menținem însuflețite. Acum, câteva cuvinte pe scurt despre rolul pe care România îl joacă sau pe care ar trebui să îl joace în viitorul Moldovei și, în general, în cel al regiunii. Convingerea mea profundă este că drumul nostru spre Europa trece prin România și cu ajutorul acesteia. Din fericire, am făcut ceva pași înainte, vom avea un gazoduct în această regiune și Moldova își va putea spune cuvântul privind independența energetică a regiunii. Dar ar trebui să avem o abordare mai agresivă în ceea ce privește piața energiei. Trebuie să clădim poduri peste Prut. Nu e de ajuns să avem un singur pod care a fost distrus de armata sovietică. Trebuie să demarăm discuțiile privind căile rutiere și iată, aceasta face că avem o agendă comună. Trebuie să învățăm din experiența românească și să ne asigurăm că România este mai activă în generarea acestor dezbateri. Poate că România, cu ocazia viitoarei președinții a Uniunii Europene, va juca rolul pe care l-a jucat Bulgaria pentru a cataliza aceste discuții. Mă voi opri aici.
și sper că veți veni cu întrebări ca această dezbatere să poată continua. Mulțumim mult, domnule vicepremier, pentru prezentarea dumneavoastră, care pune degetul pe punctul fierbinte al acestor discuții, cum anume să facem ca Republica Moldova să se apropie cât mai mult de Europa până când va obține statutul de membru. Este o analiză realistă, aș spune eu, și modul în care ați evidențiat ce trebuie făcut în continuare în Republica Moldova, dar și ce trebuie să fie făcut din partea Uniunii Europene, ne oferă o perspectivă mai optimistă. Și cred că răspunsul la întrebările dumneavoastră vă poate fi dat de reprezentantul cele mai importante părți, cele mai importante divizii a Comisiei Europene, domnul Maciej Popowski. Vă mulțumesc foarte mult. Discutarea temei extinderii îmi dă un sentiment de deja vu, pe care cred că l-aveți și dumneavoastră. Ne-am întâlnit la Bruxelles acum 20 și ceva de ani și alegam după documente ale Comisiei. Acum am ajuns să le redactez chiar eu. Deci este un deja vu, dar am și ocazia să vă împărtășesc niște experiențe. Strategia din Balcanii de Vest este un document publicat în februarie. Mă voi axa pe acesta, precum și asupra concluziilor pentru viitor. Deja a devenit o prioritate politică, un fel de logo al Comisiei Juncker, cu care mergem mai departe. Și a fost o decizie importantă să dea țărilor din Balcanii de Vest o perspectivă clar europeană, care nu exista anterior, și cred că ne mai propunem să transmitem mesajul că vrem să ne extindem. Zona Balcanilor de Vest a fost reintrodusă pe hartă în urma unor evenimente dramatice, mai ales criza migrației din 2015. Lumea a tins să uite despre relevanța acestei regiuni, dar sunt multe probleme neîncheiate aici. Deci relevanța acestei regiuni a revenit pe agenda. Se vorbește despre stabilitatea și securitatea comună a Europei într-o regiune care este un fel de enclavă în Uniunea Europeană. Ca un gol care trebuie umplut, pentru că dacă noi nu umplem acel gol, altcineva o va face. Există o influență externă care este disputată între Rusia, China, pe când această regiune se leagă firesc de Europa și este paradoxal să citești rezultatele unor studii de opinie și vezi că sârbii consideră că cel mai important partener este Rusia. Deci investițiile directe europene sunt 73%, pe când din partea Rusiei mai puțin de 5%. La fel și în ceea ce privește singurile comerciale externe, 73% cu Uniunea Europeană și restul cu Rusia. Deci noi vom asigura mai multe fonduri pentru adâncirea acelei legături cu Europa și pentru a permite atât cetățenilor europeni, cât și a celor din Balcan să-și dea seama de beneficii. Este vorba de angajamente, de planificare în timp, de profitarea de această ocazie. Dar totul are un preț.
Iar metodologia pe care am elaborat-o până acum va continua să fie aplicată. Și avem, trebuie să punem accent în primul rând pe aspectele fundamentale. Totul va depinde de progresele individuale ale țărilor. Țările care sunt mai în urmă ar trebui să reușească să le prindă din urmă pe celelalte dacă fac eforturi. Deci încă mai sunt multe de făcut. Țările trebuie să se ocupe de implementarea reformelor urgente, să instituie statul de drept, să combată corupția și crima organizată. Este foarte importantă reconcilierea și depășirea moștenirilor trecute. Unele datează dinaintea războiului balcanic. Este nevoie de un acord obligatoriu între statele din Balcani. Deci suntem dispuși să vă sprijinim, mobilizăm nu doar energie politică, ci și fonduri, asupra cărora voi reveni. Am lansat 6 inițiative pentru a accelera integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe diferite subiecte, cum ar fi reconciliere, agenda digitală și așa mai departe. Ne vom ghida după aceste principii în perioada următoare. Vom avea și negocieri cu fiecare țară. Comisia va deschide negocierile cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, ceea ce considerăm că este încurajator. Și o altă țară cu care dorim să începem negocierile este Albania, dar încă nu am rezultate concrete pe care să vi le împărtășesc acum. Pe acest fond a avut loc în mai la Sofia un summit unde, pentru prima dată în 15 ani, liderii europeni s-au întâlnit cu cele 6 state din Balcanii de Vest pentru a-și confirma angajamentul pentru a face progrese pe calea integrării. Acum discutăm niște pași concreți pentru aliniere. M-am referit la fonduri. Nu totul se reduce la bani, dar banii contează, pentru că cu fonduri europene se obțin beneficii. Din 2010 s-au cheltuit circa aproape 9 miliarde de euro în cadrul programelor de preaderare în regiune și bugetul va mai primi încă 500 de milioane de euro până în 2020, după care vom vedea ce se va mai întâmpla, pentru că depinde de cadrul bugetar multianual. Sunt unele rezultate tangibile. Când vorbim despre conectivitate, drumuri, infrastructură energetică, căi ferate, internet, în acele sectoare putem avea rezultate care de pe urma cărora să beneficieze populația locală. De exemplu, construirea unui pod rutier între Bosnia și Croația care să scurteze drumul cu o oră între Zagreb și Sarajevo. Vom cofinanța o autostradă a păcii între Priștina și Dureș. Vom dubla bugetul pentru programul de schimb Erasmus+, care poate că nu este neapărat cel mai important rezultat politic din ultimii 20 de ani, dar este unul dintre cele importante. În 2016 au existat 2000 de studenți Erasmus din Balcani. Este vorba de viitoarele generații ale acelor țări. Vom continua pe același drum, pentru că altfel există riscul să pierdem contactul cu acești oameni.
Există mult sprijin, cam peste 60% sprijin în, pentru extindere în diferite țări, 62% pentru România, în România, de exemplu, sau procente mai scăzute de sprijin, cum ar fi 26% în Olanda sau Germania. Noi trebuie să îi convingem pe proprii cetățeni. Încă trebuie să vindem conceptul extinderii publicului nostru. Eu petrec mult timp participând la asemenea evenimente și sunt recunoscător pentru aceste ocazii, pentru că trebuie să conștientizăm care sunt beneficiile, precum și riscurile, că există și riscuri și provocări care decurg din migrație, rețelele teroriste. De aceea va trebui să îmbunătățim foarte mult cooperarea în domeniul asigurării ordinii publice. Agențiile europene de profil vor trebui să intervină mult mai mult în regiune, ca să dovedim faptul că luăm aceste probleme în serios. Sprijinul este destul de constat, cam 42% în această privință. Când s-a făcut ultimul studiu privind perspectivele de aderare, cam acestea erau rezultatele. Și ultima remarcă, cred că experiența extinderii din 2004 și 2007 ne-a furnizat o serie de lecții de învățat. Există multe cunoștințe care pot fi împărtășite și putem să vedem și care au fost greșelile sau care sunt pericolele care ne vor aștepta și în continuare. Sunt de acord cu ce a spus inițial. Politica aceasta contează și este importantă pentru viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc, Maciej. Iar acum aș dori să evidențiez ceea ce cred eu că ați remarcat. În ciuda acestor părți pozitive și negative, ar trebui măcar să avem motive să rămânem optimiști în privința extinderii. Și ați menționat ceva foarte important privind creșterea sprijinului din partea publicului și în rândul țărilor care doresc să adere, dar și conștientizarea în rândul populației statelor membre privind importanța extinderii. Întrucât aveți ambele perspective, pe de o parte aveți experiență și ca profesor. Următorul vorbitor este un distins profesor universitar și cred că ar putea să ne lumineze privind modul în care am putea să ne adresăm opiniei publice de ambele părți, astfel încât aceasta să devină un factor din ce în ce mai important pe calea procesului de extindere. Domnule Lafond, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc acestui panel pentru invitație și pentru organizatorilor, pentru organizarea acestei conferințe. Eu sunt consilier viceprim-ministrului din fosta Republică Iugoslava Macedoniei și aceștia au dorit să aibă un expert din Franța care să-i ajute către integrarea europeană. Deci, părerile exprimate sunt propriile păreri în calitate de profesor universitar la Universitatea din Paris și din alte locuri. Aș dori să abordez trei aspecte
aspecte principale. Primul este cel care se referă la realitățile din spatele viselor europene. Aceste realități sunt un element important. Al doilea element este cooperarea și integrarea. Și se referă la diferențele din sânul Europei și apoi Balcanii ca test pentru Uniunea Europeană. Acum, referitor la visele europene și realitățile, aș dori să evidențiez trei idei care ne ajută să înțelegem mai bine unde ne situăm la nivel european. Prima idee se referă la disensiunile politice din țările noastre, care sunt oarecum diferite față de cele de acum câțiva ani. Nu se mai vorbește despre rolul statului în economie, despre drepturi civile, pentru că avem stânga și dreapta, avem abordări conservatoare sau progresiste. Cumva mi se pare, și am observat acest lucru cu ocazia alegerilor din Franța, din Italia și din alte țări, că acum lucrurile se dezbat mai degrabă în jurul discuției între deschidere și închidere, adică în ce mod tu ca națiune te deschizi către lume. Deci discuția aceasta între o societate deschisă și una închisă a căpătat amploare în ce privește agregarea votanților și stârnirea interesului populației. Dacă vă uitați la anumite partide sau coaliții politice din Europa, veți vedea că unele dintre ele sunt ceva mai pro-europene, iar altele sunt absolut contra. Să luăm exemplul guvernului italian, care este extrem de sceptic în ce privește integrarea europeană pe o serie de puncte. Și acest fapt poate avea anumite implicații asupra cărora voi reveni în ce privește procesul decizional la nivel european. Deci avem acest element, și anume transformarea clasei politice și a partidelor politice. Și acest element trebuie să fie luat în calcul. Avem un element de naționalism și populism. Al doilea punct, care ține mai degrabă de scara europeană. Mi se pare că nu mai avem un model. Nu știm încotro ne îndreptăm. Visul părinților fondatori ai Uniunii a fost cel federativ. Așa s-a dorit. S-a dorit construirea unei federații europene, Statele Unite ale Europei. Acest vis nu mai este posibil. Poate că eu visez la el, dar în fapt, în realitate, cele 27 sau 33 de țări în viitor nu vor putea fi unite într-o federație europeană. Și acest fapt are consecințe concrete la nivelul construcției europene, în ce privește acel guvern european care să dea comenzi guvernelor naționale pentru a face o serie de lucruri. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Deci, rolul Comisiei Europene, este el unul politic sau nu? Aceasta este dezbaterea în Germania și în alte țări. Adică, ce rol ar trebui să aibă Comisia Europeană? Să fie el mai tehnic? Să fie unul de implementare, de stabilire a agendei sau unul pur politic? Apoi, Parlamentul European. Practic, noi nu avem un organ politic, pentru că Parlamentul European nu este un parlament în adevăratul sens al cuvântului. Parlamentul în sine are capacitatea de a propune o serie de lucruri. Parlamentul European, în schimb, nu o are, nu are resursele necesare. Bugetul este determinat de statele membre pe o perioadă de 7 ani și cu ce i s-a alocat, cu aia trebuie să lucreze. Deci, practic, putem spune că acest parlament nu este unul în adevăratul sens al cuvântului. Și dimensiunea sa politică este oarecum ciudată. Avem socialiștii și conservatorii care trebuie să cadă de acord pe absolut orice punct din discuție. Altfel nu ai majoritate. Deci, ca statistic, 80% din legile date de Parlamentul European sunt
date prin acord comun. Și apoi avem o sciziune între ce se întâmplă la nivel european și la nivel național. Ok, partidele politice la nivel european ajung la pace pe o serie de aspecte, dar când se întorc în țările lor respective, apar disensiunile, nu se mai înțeleg pe ce au discutat la Strasburg sau la Bruxelles. Și asta se întâmplă pentru că sistemul este de așa natură. Apoi, putem spune că este în continuare o serie de chestiuni existențiale la care trebuie să răspundem. Dacă vrem să îi convingem pe cetățeni, trebuie să le arătăm ce se întâmplă la nivel european, să le arătăm până unde, cât de departe vrem să mergem, inclusiv cu procesul acesta de extindere și unde vrem să ne oprim. Cetățenii se așteaptă de la noi să le dăm certitudini, dar eu nu am un răspuns la această întrebare, însă înțeleg punctul de vedere al cetățenilor care întreabă de ce să continuăm, până unde o să lărgim Uniunea. Deci este un aspect pe care trebuie să-l limpezim și să venim cu un răspuns clar. Încă o dată spun, eu personal nu am un răspuns. Acum putem să ne întrebăm, cum stă treaba cu Turcia? O să integrăm Turcia ca membru cu dreptul de pline în Uniunea Europeană? Eu nu cred că președintele francez sau cancelarul Germaniei se gândesc la acest lucru, dat fiind situația actuală. Dar cu toate astea, noi, iată, negociem în continuare cu Turcia, deși anumite capitole de discuții au fost blocate. Și oamenii ce înțeleg din asta? Ok, uite, Uniunea Europeană negociază în continuare cu Turcia și cu noi nu vor să discute. Și mă refer la țările din Balcan, când spun, unele țări din Balcan, când spun aceste lucruri. Deci, iată, există în continuare o serie de întrebări la care trebuie să găsim răspunsuri. Noi putem cere Uniunii Europene să-și asume un rol mai mare dacă îi alocăm doar 1% din PIB-ul național. Dacă vrem să promovăm economia și așa mai departe, n-ai cum să-i ceri Uniunii Europene să fie mai activă, să aibă un rol mai relevant cu un buget atât de redus. Apoi, un alt aspect important, cooperarea și integrarea. Există o dezbatere la nivel european care a existat încă de la început. Cooperarea nu înseamnă integrare. Vedem că punctul de vedere al Marii Britanii nu a fost același cu cel franco-german. Unul era pentru menținerea independenței, celălalt pentru consolidarea și adâncirea integrării în sânul construcției europene. Deci avem două puncte de vedere diferite și există diferențe adânci. Zona euro este alcătuită din 29 de membri, Schengen din 26, dar atenție, 22 din Uniunea Europeană și 4 din zona economică europeană. Cooperarea este echivalentă cu un fel de coalizare. Deci în sânul construcției europene avem elemente diferite. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile funcționează bine și asta va trebui să facem în următorii 10 ani, adică să găsim o cale de a ne asigura că nu avem o Europa cu două viteze. Îi inducem pe oameni în eroare. Haideți să nu vorbim despre diverse viteze, ci diverse cercuri concentrice, ci despre diferențiere, adică cum facem lucrurile împreună, asigurându-ne că un singur membru nu îi va bloca pe toți ceilalți. Și tot astfel, diferențierea înseamnă că nu ne îndreptăm către același punct cu toții în același timp, că nici n-ar fi posibil.
Ce nu ne dorim absolut deloc este să ne regăsim cu o singură țară care să poată bloca, să le poată bloca pe toate celelalte. Deci trebuie să găsim un sistem care să funcționeze mai bine. De aceea se continuă discuțiile pe acest concept și este un punct de vedere personal. Adică cum văd eu inițiativa președintelui Macron? Acesta își dorește să înțeleagă mai bine cum va arăta peste 10 ani Uniunea Europeană. Peste 10 ani, cum ne vom asigura că vom avea un proiect comun? Perspectiva din Balcani a fost foarte bine definită de domnul vicepremier, dar să știți că nu vom fi o putere globală până când nu vom rezolva situația Balcanilor. Și, din păcate, asta nu e actualmente o prioritate. Nici nu pot vedea că UE poate să traseze linii directoare Statelor Unite sau Indiei sau altor state atâta vreme cât situația la noi acasă nu este una stabilă cu respectarea statului de drept, a drepturilor omului și așa mai departe. Președintele Macron deja a scos acest lucru în evidență între ceea ce a spus dumneavoastră despre Balcani ca parte din marea familie europeană și punctul său de vedere, nu există niciun antagonism. Singura chestiune ține de timp, de momentul când acest lucru va fi realizat. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii sunt raliați la proiectul european. Altfel, vom avea ce se întâmplă în Italia sau vom avea disensiuni și nu se va bloca, și se va bloca posibilitatea de extindere. Deci, de asemenea, trebuie ca dintr-un sondaj al opiniei publice în Franța de anul acesta. Au fost întrebați oamenii, credeți că alegerile europene vor avea importanță sub influența asupra politicilor europene? 66% a spus da. Asupra politicilor franceze, deci impactul pe care UE îl are asupra contextului național. 60% au spus da. Asupra traiului de zi cu zi. Credeți că alegerile europene au influența asupra vieții noastre de zi cu zi? 49% au spus da. 47% au spus nu. Apoi, împotriva luptei împotriva teroristului, 47%, asupra locurilor de muncă, 38%. Întrebați dacă aceasta va influența pacea în Europa, 15% au spus da, și asupra politicilor de siguranță externă, 15%. Deci, prioritățile pentru francezi nu sunt aceleași cu prioritățile noastre pe care le discutăm. Principalele lor preocupări sunt imigrația și terorismul. De aceea, președintele Macron a spus că Europa trebuie să fie mai protectoare, deci trebuie să le oferim aspecte pozitive cetățenilor francezi. Deci, asta vroiam să spun despre acele elemente pe care trebuie să le luăm în considerare. În ce privește integrarea țărilor din Balcan, trebuie să ne asigurăm că va fi făcută în mod corespunzător. Acordul despre care s-a vorbit între Grecia și Macedonia este important și dintr-o perspectivă NATO. Înainte de perspectiva Uniunii Europene, adică de a deschide calea către negocieri, Macedonia va fi membră a NATO, eventual anul viitor, dacă nu mă
înșel. Dar situația este încă puțin complicată. În încheiere, am 4 sau 5 întrebări pe care aș vrea să am reacția dumneavoastră. Prima se referă la motorul franco-german. Evident că este necesar, dar nu și suficient. Cum vom face să evoluăm mai departe? Se va ține un Consiliu European la sfârșitul lunii iunie, important atât pentru Balcani, dar și pentru zona euro și pentru aspectele legate de migrație. Și vom vedea în ce fel, ce propuneri se vor face partenerilor, însă se pune întrebarea referitoare la Germania și apărare. Care va fi rolul internațional al Germaniei în materie de apărare. Deci este un aspect la care trebuie să găsim răspund. Referitor la situația din Balcani, evident că există diferențe între țările din această regiune. Ce facem? Vom pune pe sârbi să aleagă între est și vest? Așa cum am făcut cu Ucraina? Da, pentru că sârbii se gândesc să adere la Uniunea Europeană, dar își pun întrebări și despre cum va reacționa Rusia. Apoi, Turcia. Aș vrea să înțeleg mai bine cum e posibil să gestionez astfel de situație, să gestionez o țară care în unele situații îi vexează pe ceilalți. Mă gândesc la situația dintre Grecia și Turcia. Cum vom face în ce privește echipamentul? Este asta oare o problemă pentru NATO? Mie mi se pare că ar fi, dar în fine nu știu. Deci aș vrea să aflu părerile dumneavoastră și în cele din urmă ne putem întreba ce rol va juca actualul președinte al Statelor Unite. Suntem suficient de conștienți de rolul pe care Statele Unite îl joacă în consolidarea structurii europene și a dimensiunii sale de securitate? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Lafond, cele 5 chestiuni pe care le-ați ridicat, sunt sigur că ne vor da de gândit tuturor și nu știu ce răspuns se va găsi acestora. Probabil că este nevoie de un timp de reflecție. Totuși, aș aprecia observațiile dumneavoastră, domnule Lafond, privind Balcanii de Vest. Ne-ați dat și dumneavoastră motive de optimism. Totodată, am notat ceva care cred că ar fi deosebit de important, și anume modul în care se joacă viața politică în Parlamentul European față de Parlamentele Naționale. Și doar ce ați menționat pe bună dreptate că cele mai multe decizii, peste 80% din Parlamentul European, se iau de către cele două grupuri principale care au doctrine opuse, cu toate acestea reușesc să ia decizii care sunt valoroase pentru proiectul european. Poate ar fi o sursă de inspirație și pentru parlamentele naționale când în procesul lor decizional. Pentru a auzi mai multe privind poziția Parlamentului European, privind subiectele noastre, i-aș da acum cuvântul domnului Andi Cristea, care este unul dintre parlamentarii europeni
pe cei mai activi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș dori să mulțumesc călduros organizatorilor și voi fi la fel de precaut ca domnul Lafond. Ceea ce voi spune în continuare nu reprezintă poziția Parlamentului European sau poziția Comisiei pentru Afaceri Externe și nici poziția delegației pentru Republica Moldova în Parlamentul European. Am să vă spun direct, extinderea este instrumentul cel mai puternic și cel mai de succes pe care îl avem pentru a încuraja transformările democratice în Europa. Dați-mi voie să vă dau exemplul României, care a aderat în 2007. Și dacă îmi permiteți, v-aș da câteva cifre. Între 2006 și 2000, și anul acesta, venitul brut mediu a crescut de 4 ori, de la 1100 până la 4100. Salariul net mediu s-a triplat în acești 12 ani. Și aș dori să răspund la întrebările dumneavoastră. De ce sunt românii atât de entuziasmați în privința Uniunii Europene? Aș găsi un răspuns simplu. Încă ne mai amintim cum era să te afli în afara Uniunii Europene. Pentru a capta esența Uniunii Europene, ca român, trebuie să-ți gestionezi bine așteptările, să nu compari România cu țara pe care o cunoaște cel mai bine domnul Lafond sau cu Germania sau cu țările scandinave. Trebuie să comparați România cu vecinii din estul Europei. Dacă ne amintim cum era în 1990, ne dăm seama că eram pe același nivel cu țări cum ar fi Ucraina. În 1990, PIB-ul Ucrainei s-a dublat, sau era dublu față de cel al României. Noi avem 40 de miliarde, ei aveau 80 de miliarde. Populația Ucrainei era dublă față de populația României. În acel moment, sectorul agricol și industrial al Ucrainei era mult peste sectoarele românești. Aș compara anul 1990 cu 2013, care a fost ultimul an în care situația ucrainiană era stabilă. Și ce constatăm? Am reușit să ne creștem PIB-ul de aproape 5 ori față de vecinii noștri care au reușit doar să-și dubleze PIB-ul. Este exemplul cel mai empiric care arată cum aderarea la NATO și la Uniunea Europeană a transformat această țară, și anume România. Haideți să vedem acum cum se prezintă Uniunea Europeană. Acum 10 ani, în 2008, când a lovit criza economică, exista un clivaj economic între nord și sud. În 2018, după 10 ani, din păcate, Uniunea Europeană este mai divizată decât oricând, deoarece acest clivaj economic, la acesta am reușit să mai adăugăm unul, cel vest-est, între vest și est. Ceea ce e important pentru un cetățean francez sau italian nu este o prioritate și pentru cetățenii Uniunii Europene din estul continentului. Acum aș dori să vorbesc despre ENP, politica europeană de vecinătate.
Am să vă dau o definiție negativă. Aceasta nu înseamnă politica de extindere. Deși, ca român și ca membru al Parlamentului European, noi suntem fani ai extinderii. Parlamentul European este instituția europeană cea mai ambițioasă în ceea ce privește perspectivele europene oferite țărilor cum ar fi Moldova, Georgia și Ucraina. Parteneriatul estic. Deci partea estică a politicii europene de vecinătate s-a lansat în 2009 pentru a încuraja un cerc de prieteni în vest, în est. Și de asemenea în partea de sud. Mă refer la Uniunea pentru zona mediterană. Și vă mai dau un exemplu. În 2015, politica europeană de vecinătate se adresa a 16 țări, din care 11 aveau conflicte, fie înghețate, fie fierbinți. Un lucru îngrijorător. În 2015 am revizuit politica europeană de vecinătate, aplicând niște diferențieri și îmi dau seama acum că ceea ce am făcut atunci a făcut să trimitem un mesaj clar, conform căruia politica europeană de vecinătate nu înseamnă extindere. Și acum am să vă prezint niște fenomene încă în derulare în Uniunea Europeană. Ieri, Comisia Europeană a primit proiectul de regulament privind viitoarea arhitectură a instrumentele externe de finanțare. Și acum revin la 2015, când s-a făcut revizuirea politicii de vecinătate și în acel moment, la Bruxelles, toată lumea punea accent pe importanța instrumentului financiar al vecinătății europene. Și ce credeți că se întâmplă acum? Comisia Europeană are o propunere care spune că din 2020 instrumentul financiar al politicii de vecinătate va dispărea ca atare, va fuziona cu încă 11 instrumente. Ce implicație are acest lucru? Este evident că, deocamdată, principalul accent al celor mai influente state membre și principalul accent al instituțiilor europene se va pune pe vecinătatea sudică, deoarece provocările cu care se confruntă cetățenii țărilor influente ale Uniunii Europene vin din sud. Mă refer la fluxul de refugiați și elemente de securitate, cum ar fi amenințarea teroristă. Mi-aș permite să vă mai dau încă o veste proastă, și anume programul operațional pentru cooperare în bazinul Mării Negre, împreună cu alte programe similare din zona Baltică, vor dispărea începând cu anul 2020. Și trebuie să ne dăm seama că cele mai influente state membre ale Uniunii, pentru că în cele din urmă poziția Uniunii Europene se bazează pe cel mai mic sau cel mai mare numitor comun. Adevărul este că Uniunea Europeană este în mod constant și pas cu pas se deconectează de parteneriatul estic, ceea ce nu merită aplauze dacă avem în vedere țări cum ar fi Moldova, Georgia și Ucraina.
Mă voi referi la Republica Moldova acum, această țară și nu numai ea, ci țări cum ar fi Georgia și Ucraina, se confruntă cu același lucru. Cum ar putea să se integreze Uniunea Europeană fără a avea la dispoziție instrumentul de aderare la Uniunea Europeană? Deci fără a avea această perspectivă europeană. Mă tem că în contextul actual, cel mai bun lucru care ar putea să se întâmple în aceste țări ar fi să rămână stabile pe o orbită pro-europeană. Din păcate, contextul european nu îmi permite să îmi manifest mai mult optimism în privința unui viitor european pentru aceste țări. Personal, nu sunt de acord cu această mantră. Noi, în Uniunea Europeană, ne axăm pe Balcanii de Vest, pentru că acolo există multă concurență geopolitică. Sigur că există concurența aceasta și este de o importanță capitală pentru stabilitatea noastră, de acord. Este foarte importantă pentru stabilitatea Uniunii Europene, dar totodată ceea ce se întâmplă în parteneriatul estic este de o importanță capitală pentru Uniunea Europeană și pentru statele Uniunii Europene care se află în flancul estic, pentru că Uniunea Europeană ca atare poate fi destabilizată foarte ușor în urma destabilizării țărilor din parteneriatul estic. Și încă o remarcă. Din 2016 vedem acest element al condiționalității care se aplică tot mai mult de către Uniunea Europeană în privința țărilor cum ar fi Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Eu sunt de acord că este importantă această condiționalitate și s-ar putea să fie singurul instrument care să poată pune o presiune pozitivă asupra guvernelor respective pentru a le determina să pună în aplicare reformele. Dar mă tem că acest instrument se va folosi ca pretext pentru a muta resursele dinspre est pentru a fi redirecționate către sud. Vă dau un exemplu. Deocamdată, anvelopa financiară pentru instrumentul de vecinătate 2014-2020 este de 15 miliarde euro. În octombrie anul trecut, când președintele Parlamentului European s-a referit la un așa zis fond Marshall european pentru Africa și pentru țările din sud. Iar bugetul propus era de 40 de miliarde. Și se pune atunci întrebarea, de unde vin aceste fonduri? Și mă tem că vor fi luați din banii din Est. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule Cristea. Și sunt dator să apreciez aceste avertizări pe care mi le-ați dat în ceea ce privește nevoia de a evita. Ne referam mai devreme la opinia publică care trebuie să o menținem favorabilă visurilor europene. Dar mă tem că decidenții vor ține cont de observațiile dumneavoastră privind riscurile, privind reducerea resurselor dedicate dezvoltării visului european în țările care se învecinează cu Uniunea Europeană. Deci vă mulțumesc încă o dată, iar acum, după ce am aflat opiniile din cadrul Uniunii Europene, una din partea unui înalt reprezentant al Republicii Moldova, o țară aspirantă la aderare. Haideți să vedem ce opinie are o țară care este pe punctul de a începe negocierile ieșirea din Uniunea Europeană. De aceea sunt
nerăbdător să îl ascultăm acum pe domnul Dan Mihalache, ambasadorul nostru la Londra, ca să vedem cum sunt privite perspectivele extinderii Uniunii Europene de la Londra. Aveți cuvântul. Thank you, Lazăr. I will try to mulțumesc, domnule Lazăr. Intervenția mea va fi scurtă pentru a lăsa timp și pentru dezbateri în urma acestei sesiuni, deoarece și părerile dumneavoastră sunt de asemenea foarte interesante pentru noi. Nu mă adresez dumneavoastră acum în calitate de ambasador, care este o calitate temporară pe care o am, ci în calitate de analist politic. Voi încerca să vă provoc prin intervenția mea, ținând cont nu numai de punctele de vedere și perspectiva cetățenilor britanici și aducând de asemenea în prim plan anumite comentarii care au fost aduse în discuție aici și pe care și eu le împărtășesc. N-aș vrea să ne plasăm într-un discurs paralel sau să fim atât de nerealiști încât să credem că discursurile privind politicile pentru parteneriatul estic sau pentru regiunea Balcanilor sunt aceleași astăzi ca în urmă cu 5 sau 8 ani. De la an la an, Europa se schimbă și se schimbă rapid. Am făcut parte din Parlamentul European acum 10 ani și mi-aduc aminte de agenda de la acea vreme. În prim plan se vorbea despre federalism, despre statele naționale, despre a da mai multă sau mai puțină putere Comisiei sau Parlamentului European și așa mai departe. Toate aceste aspecte nu mai figurează pe agendă în momentul de față. La vremea respectivă se vorbea de extindere și cu optimism despre aderarea Ucrainei sau a Republicii Moldova și toate acestea erau văzute cu ochii buni, ceea ce nu mai este cazul în prezent. Există un oarece interes, dar nu se mai prezintă sub forma unei dezbateri ample. Deci, astăzi suntem martorii unei schimbări a contextului politic, unei schimbări foarte rapide. Chiar și lucrurile despre care discutăm la acest forum față de cele pe care le discutam când am întâlnit anul trecut în iunie sunt cu totul altele. Vedem că în multe țări oamenii sunt neîncrezători față de ce avantaje le-ar aduce Uniunea Europeană. În urmă cu câteva săptămâni se vorbea despre proiectele de a aplica, de a judeca cu două măsuri ceea ce se întâmplă în anumite țări din Europa. Și anume că există produse mai bune care sunt livrate către vest și altele mai proaste în est. Și aceste dezbateri nu sunt valabile numai pentru România, ci și pentru alte țări. Complicated and
for Balkans, also for the Black Sea. Lucrurile se prezintă mai complicat și pentru regiunea Balcanilor și pentru întreaga regiune ca ansamblu. Și eu m-aș opri asupra a trei elemente pe care le consider importante. Primul, cum va arăta Europa după 2019? Cum va arăta echilibrul politic? Lazăr a vorbit la modul optimist despre relațiile bune între stânga și dreapta europeană în sânul Parlamentului European. Dar toate acestea nu vor mai exista după următoarele alegeri. Deci dacă ne gândim la modelul din ultimii 10-20 de ani cu conservatori, populari europeni și socialiști care jucau cu toții pe același teren împreună, lucrurile astea sunt de domeniul trecutului sau Consiliul Uniunii Europene. Veți asista la anumite secțiuni în cadrul Consiliului. În fruntea guvernelor vor fi numiți alți oameni. Nu știm în ce fel se vor forma aceste comisii. Will socialists and socialist governments being avem guverne socialiste, socialiști, care au pondere numerică redusă. Și nu știm cum se va echilibra peisajul forțelor politice. Și tot pe această temă, și nu în ultimul rând, se pune întrebarea cine își va asuma conducerea Uniunii Europene, cine va fi forța motrice, cine va fi, așa cum spunea domnul profesor, cel care va stabili modelul de urmat. Trebuie să recunoaștem că în acest moment din timp ne aflăm în această situație și din cauza lipsei de leadership și de viziune. Se va vedea până la urmă cine are suficientă forță pentru a-și asuma acest rol de lider. A doua chestiune este cea legată de diversele dimensiuni ale politicii externe americane. Când vorbim despre regiunea Balcanilor și a Mării Negre, cel puțin dintr-un punct de vedere militar și de securitate, dinamica politicii externe americane este extrem de importantă. Și nu știm până unde vor merge schimbările la care asistăm acum sub președinția domnului Trump, această criză stârnită. Nu știm până unde se va întinde. Poate pentru ei este un interes pe termen lung. Poate că sunt unii care se întreabă: dar ce avem noi în comun cu Ucraina? Sau de ce ne-ar păsa de Turcia? Și ultima chestiune este cea care se referă la Rusia, care va fi hotărârea
Rusiei de a-și continua proiectul pe care îl are pentru această zonă, care este direcția sa strategică principală. Și o a doua întrebare, la care nu am răspunsul pentru că nu sunt expert în această temă, este oare sustenabil pentru ruși, din punct de vedere economic, să promoveze o atare strategie sau nu? Referitor la regiunea Mării Negre și a Balcanilor, sentimentul meu personal la care am ajuns în urma discuțiilor pe care le-am avut la Londra este că Marea Britanie dorește să se implice în această regiune. Și există persoane cu capacitate de decizie la nivel militar sau politic care își doresc ca Marea Britanie să rămână în cărți la nivel european. Deci, acesta ar fi elementul pozitiv. Și mă voi opri aici, lansându-vă un îndemn. Deci, haideți să depășim discursurile politice care se țineau acum 10 ani. Mulțumesc, sunt de acord cu ceea ce a spus, că trebuie să ne gândim și să trecem la o nouă paradigmă, pentru că lucrurile evoluează. Întrebările pe care le-ați pus nu își vor găsi astăzi răspunsul, este clar, dar sunt sigur că sunt întrebări la care fiecare dintre noi trebuie să ne gândim. Și din cele ce ați spus, eu îmi pun o altă întrebare. Desigur, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și mi se pare că ar trebui să ne gândim și la riscul de a ne concentra prea mult pe ceea ce se întâmplă la nivel intern, în vreme ce în jurul Europei o mulțime de elemente evoluează. După cum spunea domnul profesor Lafond, dezbaterea cu privire la extinderea Uniunii sau la adâncirea gradului de integrare este una importantă. Dar trebuie să ne gândim și la vecinătatea noastră directă, granița estică, vestică, și la care ar fi riscul pentru Uniunea Europeană dacă nu gestionează corect ceea ce se întâmplă în afara granițelor sale. Deci trebuie să vedem în ce fel ne asigurăm că Uniunea Europeană va fi în continuare un vector important în zonă. Îi dau acum cuvântul domnului Gerasimciuc, care ne va prezenta perspectiva unei alte țări din acest cadru lărgit de cooperare pe subiectul din agenda noastră. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Doresc în primul rând să le mulțumesc organizatorilor pentru acest privilegiu de a vă vorbi în prezența distinștilor paneliști, pentru a mă adresa unui public atât de distins. În ceea ce privește visurile europene, cred că este destul de clar că țările din parteneriatul estic, în special Georgia, Moldova și Ucraina, au nutrit visuri de integrare europeană și încă mai au. În toate aceste țări,
steagul european a adus la putere oameni care, la nivel declarativ, erau pro-europeni și ne-a asigurat relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Mă refer la acordurile de asociere și parteneriatele de integrare. Dar există o întrebare interesantă. Înțelegem oare ce este Uniunea Europeană și în ce măsură percepția noastră corespunde realității europene? La Universitatea Gießen, unde m-am aflat cu 2 ani în urmă, am lansat un proiect de studiere a discursurilor politice produse de grupuri de reflexie în Georgia, Ucraina și Republica Moldova pentru a vedea măsura în care aceste discursuri descriu Uniunea Europeană atât decidenților noștri, pentru că aceste grupuri de reflexie au o influență asupra decidenților, dar și asupra publicului mai larg, pentru că și acesta urmează tendințele lansate de aceste grupuri de reflecție. Profesorul Nakachev din Georgia și profesorul Roșca din Republica Moldova, sub supravegherea altor doi participanți la studiu, au făcut observații interesante. Am încercat să internalizăm instrumentele pe care le aplică Uniunea Europeană în vecinătate și s-a dovedit că parteneriatul estic s-a menționat destul de puțin ca fiind un instrument eficient. S-a acordat mai mult atenție acordului de asociere. 65% dintre publicațiile din Ucraina și 82% din cele din Republica Moldova, 75% din publicațiile din Georgia au menționat măcar o dată acordul de asociere, ceea ce înseamnă că acum țările care au semnat acordul de asociere așteptări mai mari și parteneriatul estic nu este suficient. Antevorbitorul, cred că nu s-a menționat la parteneriatul estic, ci s-a referit la acordul de asociere. În țările care se fac pași pe calea consolidării securității, pe baza visurilor de integrare, au fost puține cazuri de evaluare negativă a rolului european. S-a menționat doar în contexte care deja au fost abordate de antevorbitori, și anume acoperirea negativă a poziției europene în ceea ce vrește perspectivele de aderare. De asemenea, corespunde celor spuse de domnul Cristea, rolul aderării și ce spunea domnul Lang privind aderarea. Uniunea Europeană este văzută ca un vector al reformelor judiciare în combaterea corupției, iar grupurile de reflexie din cele 3 țări au relevat faptul că, într-adevăr, era o bună încurajare care încurajau guvernele să implementeze mai multe reforme în sectorul judiciar, mai ales în combaterea corupției. În ceea ce privește politica sancțiunilor, cred că Ucraina se situează aparte, deoarece problema sancțiunilor europene asupra Federației Ruse a fost de multe ori abordată de către grupul de reflexie ucrainean, dar nu și de către cel din Georgia și Moldova. Poate pentru că sancțiunile se leagă mai multe situații din Ucraina. De asemenea, Uniunea Europeană este percepută ca fiind un actor important pe planul securității și a fost menționat ca actor important de către grupurile de reflexie din Ucraina și Moldova, mai puțin cel din Georgia. Pentru
De asemenea, în ceea ce privește gestionarea disensiunilor, accentul este mai mare în Georgia și Ucraina. Încă, Uniunea este percepută ca o șansă, ca o putere, ca având o putere mare de transformare. Pentru țările noastre, într-adevăr, este nevoie de un asemenea vector și Uniunea Europeană primește această percepție din partea grupurilor de reflecție din toate cele trei țări care au semnat acordul de asociere. De asemenea, Uniunea este văzută ca un donator, de asemenea în domeniul securității, ceea ce este paradoxal, și donator financiar pentru sprijinirea reformelor interne, deși adesea există plângeri, cum că în afara instrumentelor de preaderare și de aderare este greu să se implementeze toate reformele prevăzute de acordurile de asociere semnate. Situația se complică când ne uităm la statele membre ale Uniunii. Percepția generală față de Uniunea Europeană diferă de percepția față de statele membre. Unele state membre au fost denumite drept antagoniste sau care strică jocul și au existat doleanțe din partea celor trei țări. Totuși, unele țări membre sunt văzute și ca sprijinitoare ale integrării europene, de exemplu Germania în Ucraina, sau percepția României și Bulgariei în Republica Moldova. Și cu siguranță cele mai multe țări noi membre ale Uniunii Europene, cum ar fi cele baltice, V4 și România, sunt percepute ca modele de integrare. Țările cu un trecut asemănător, dar care au realizat multe datorită aderării la Uniune. Am publicat rezultatele în cel mai recent volum al Foreign Affairs Review și puteți consulta acel jurnal pentru detalii. Mai există și proiectul Percepția Uniunii Europene în ceea ce privește conflictele. Noi eram parteneri în prezentare și Universitatea Canterbury a avut o echipă nemaipomenită care a studiat un eșantion mai larg privind modul în care aceste discursuri despre Uniunea Europeană sunt reflectate în mass media. Rezultatele lor au fost deja prezentate la Kiev și în curând vor fi prezentate și la Bruxelles. Vom vedea că narativa bunei guvernanțe și sistemul judiciar funcțional este menționat ca ceva cu putere transformativă. Reforma pieței libere și reforma sectorului financiar sunt menționate și în contextul integrării europene. Deci Uniunea rămâne atrăgătoare nu numai conform publicațiilor grupurilor de reflexie, ci și conform unor publicații mai generale. Este interesant faptul că în Ucraina, conform studiului, Uniunea Europeană este percepută mai mult ca jucător politic în regiune decât un jucător european, ceea ce nu se aplică și celorlalte țări. Într-adevăr, Uniunea Europeană este percepută greșit. De obicei, acționează mai mult prin instrumente economice. Pe de altă parte, însă, există o solicitare din partea țărilor vecine la care Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze, fiind, având, adică să își asume un rol politic mai pregnant.
în regiune. Altă constatare interesantă a fost că toate discursurile privind Uniunea Europeană sunt percepute mai bine decât de public dacă sunt puse într-un context național. Găsim publicații rare privind situația din Uniunea Europeană care duce la niște percepții greșite. Noi știm mai puțin despre probleme interne ale Uniunii, dar dacă acestea sunt legate de o agendă internă, atunci este percepută bine și ar fi un indiciu al modului în care v-ați putea apropia de publicul țărilor vecine. Un alt studiu, al treilea studiu, este cel care este un studiu de opinie în Ucraina privind percepția Uniunii. Deci avem percepția conform grupurilor de reflecție, discursurile din mass media și acum cum a influențat acest lucru opinia publică față de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este percepută ca partener de încredere al țărilor vecine. Deci încă există încredere, ceea ce este foarte relevant pentru relațiile noastre bilaterale. 43% din populația ucraineană consideră că relațiile UE-Ucraina sunt pozitive, sunt percepute pozitiv. 58% consideră că relațiile sunt bune, iar 58% pun accent pe încredere, ceea ce iarăși este foarte relevant. Totuși, să nu uităm câțiva factori. Primul factor este situația internă a Uniunii, la care s-au referit deja mai mulți membri ai acestui panel. Asta înseamnă că dacă Uniunea Europeană va fi mai puțin activă în parteneriatul estic, atunci și percepția în zonă se va schimba. Al doilea factor este Rusia, care a fost menționată de cei mai mulți antevorbitori în aceste două zile. Și faptul că Rusia încă dorește să-și mențină prezența în regiune, adică în Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Percepția Uniunii Europene asupra Uniunii Europene s-ar putea modifica în urma informațiilor și propagandei desfășurate de către Rusia în regiune. Fac referire la încă un studiu pe care l-am publicat recent, și anume rezistența la dezinformare. Și am realizat un index aplicat țărilor din regiune, inclusiv țările baltice, și aș spune că, cu regret, că cei mai vulnerabili față de propaganda rusească sunt moldovenii, conform acestei estimări, ceea ce complică și mai mult situația când în situația în care se vor ține în curând alegeri în acea țară. Deci Republica Moldova este cea mai puțin rezistentă la propaganda rusească, are răspunsul sistemic cel mai puțin dezvoltat. Și ca să fiu corect politic, cred că este urmată de Ucraina ca fiind țara cel mai slab pregătită să reziste. Deci, în ciuda imaginii pozitive asupra Uniunii Europene și a dinamicii pozitive în ceea ce privește relațiile bilaterale cu Uniunea Europeană, încă n-am trecut de acel punct de cotitură. Cum s-ar putea repara acest lucru? Aș avea câteva recomandări. Prima este ca Uniunea Europeană să sprijine așteptările existente și percepțiile existente în țările vecine, pentru că altfel își va slăbi puterea diplomatică în regiune.
atractivitatea o face pe Uniunea Europeană atât de puternică în regiune. A doua recomandare. Ar fi poate bine ca așteptările să se ajusteze la aceste așteptări. Nu aș spune că Uniunea ar trebui să se ajusteze la aspirațiile noastre de integrare, dar să aibă un rol politic mai activ în ceea ce privește gestionarea conflictelor din zonă. Cred că acest lucru ar putea fi fezabil pentru Uniunea Europeană și, desigur, trebuie să se combată dezinformare, dar cred că au mai abordat și alți vorbitori acest subiect. Alte recomandări care v-ar putea fi de folos ar fi să se promoveze contactele între persoane și cooperarea transfrontalieră între țările din estul Uniunii Europene și țările din Parteneriatul Estic. Pentru că prin contactele dintre persoane și prin diplomația dintre indivizi ar fi mai ușor pentru cetățenii noștri să aibă o percepție internă a Uniunii Europene. Și cu siguranță astfel de lucruri sunt organizate în România. Asemenea, evenimente organizate în România sunt importante pentru că ne dau prilejul să facem schimb de opinii, ceea ce este un pas către opinii comune. Și atunci ne va ușura munca de rezolvare a problemelor în ceea ce privește relațiile cu Uniunea Europeană versus relațiile cu Rusia. Și aș dori să termin cu o notă optimistă. Domnul Combaul a spus că un vis nu devine în mod magic realitate. E nevoie de sudoare, hotărâre și multă muncă și cred că pentru a realiza visul nostru comun trebuie de ambele părți să depunem mai multe eforturi și pe partea europeană și pe partea parteneriatului european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Gerasimciuc, pentru această prezentare cuprinzătoare și am luat notă de apelul pe care l-ați lansat de a fi prudenți în ceea ce privește percepția asupra Uniunii Europene în țările dumneavoastră. Domnilor și domnilor, în timpul dezbaterilor noastre, noțiunea de stabilitate ca o condiție a apropierii de Uniunea Europeană a fost menționat, iar stabilitatea depinde de modul în care relațiile interne din fiecare țară fie că este vorba de relațiile dintre poziții politice sau dintre conducere și cei conduși, dar și relațiile interetnice. Eu cred că avem de față un specialist care este bine poziționat pentru a ne vorbi despre importanța acestor componente pentru țările care aspiră să adere la Uniunea Europeană. Domnul profesor Cotum, din Regatul Unit. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Sunt practic de la Universitatea din Washington și reprezint această universitate la acest forum. Mă face plăcere să mă aflu aici alături de New Strategy Center și de reprezentanți ai programelor internaționale. Voi vorbi în termeni mult mai general despre conflictele la nivel național și despre potențialul ca aceste conflicte să destabilizeze zona Mării Negre și a Balcanilor. Aceste conflicte pot de asemenea impacta și viitorul Uniunii Europene. Conflictele etno-naționale
nu pot fi abordate împreună. Le voi separa, deci, pe cele două, pentru că, deși au cauze comune, au o dinamică diferită. Haideți să ne referim la cele cauzate de identitatea etnică, deci conflictele etnice. Conflictele, identitatea etnică se naște în cadrul unor grupuri care au aceeași identitate. Aceste tipuri de împrejurări, împrejurări de, legate de traiul în comun, pot fi greu de gestionat și pot apărea foarte ușor conflicte care influențează securitatea și autonomia acestor grupuri etnice. Și aceasta ar trebui să fie o prioritate când ne gândim la bunăstarea statului ca atare. Inegalitățile politice sunt mult mai severe decât cele economice în ce privește cauzalitatea acestor conflicte. Deci, inegalitățile politice contribuie mai mult la erodarea încrederii grupurilor etnice în stat. Prin marginalizare, aceste grupuri își pierd nivelul de raliere față de interesele statului. Într-un context mai mare, acestea pot fi izolate geografic sau pot fi amestecate. Există state realmente multietnice în care niciun stat, niciun grup etnic nu se poate desprinde pentru a crea un stat ca atare. În Bosnia, soluția la dilema cu care ne confruntam, în care nu poți constitui un stat al tău, soluția a fost de epurare etnică. S-au găsit țapi ispășitori și au fost învinovățiți pentru problemele generale ale grupului. Prejudecățile au sporit în Serbia. Musulmanii au fost în special vizați. Această abordare își găsește justificări, este justificată de liderii comunităților respective. Este în regulă să faci lucruri de neînchipuit celor care până mai de unăzi îți erau vecini. Și asta duce la violențe de neimaginat. Oamenii sunt obligați să se identifice cu un grup sau altul. Deci cei care au familii mixte trebuie să aleagă între un grup etnic sau altul. Situația devine impermeabilă. Nu există fundament pentru a ajunge iarăși la armonie etnică. Acum, dacă este să ne uităm la cealaltă parte, conflictele naționale, naționalismul este acea situație în care oamenii consideră că au dreptul să existe ca stat independent. Este ideea de a avea o identitate evident etnică, dar cea națională este preeminentă. Naționaliștii acordă importanță unității, independenței, demnității și prestigiului statului și bunăstării oamenilor. Dacă ne uităm la tipuri de comportamente naționaliste, vedem că naționaliștii sunt mai sensibili la amenințări la adresa națiunii, au vederi extreme, sunt sensibili la posibilități de a spori influența țării lor și au în considerare posibilitatea de a spori această influență în detrimentul influenței altor state.
Doresc, de asemenea, ca elementele naționale care locuiesc în afara granițelor țării să revină înapoi în țară. Deci se preocupă de prestanța și demnitatea țării și sunt dispuși să treacă la acțiune pentru a elimina amenințările la adresa acestora. Așadar, sunt mult mai susceptibili de a fi raliați la proiecte grandioase care sporesc prestanța țării. Liderii acestui tip de comunități pot face apel la cetățeni pentru a îndemna să facă sacrificii în interesul național. În statele naționaliste se alocă resurse mai mari către armată și liderii au libertatea de a lua decizii și de a-și asuma riscuri în ce privește apărarea intereselor țării. Deci, în momentul în care aveți o guvernare naționalistă, oamenii au tendința să renunțe la control în favoarea celor care îi conduc. Acum, demnitatea și prestigiul, toate tiparele comportamentelor naționaliste pot duce la amenințări asupra stabilității, nu numai a țării, dar și a regiunilor ca atare. În regiunea Mării Negre, în Europa de Est, activitățile recente ale Rusiei au demonstrat în ce constau aceste tipuri de amenințări. Rusia în anii 90 până în 2000, Rusia și-a văzut cu mult știrbită prestanța în regiune și unul dintre cele mai grăitoare exemple este răspunsul pe care Putin l-a dat după ce Statele Unite au invadat Irakul în 2003. Iată ce a spus. A descris comportamentul Statelor Unite drept ineficient, de neacceptat, nelegitim și cauză a numeroase tragedii umane și conflict în zonă. Și nu ne surprinde acest lucru, ținând seama de faptul că Rusia era marginalizată și că începuse să întreprindă acțiuni criticate pe larg. În momentul în care îi ascult pe oameni condamnând comportamentul Rusiei, încă o dată spun că acest comportament nu este deloc constructiv, dar Rusia nu este o uniune sovietică mai mică. Naționalismul rusesc este adânc înrădăcinat în societatea rusească și va duce la modele diferite de cele identificate în cursul existenței Uniunii Sovietice. De aceea este nevoie de o reală strategie pentru a influența politica externă a statelor a Rusiei. Rusia trebuie să considere că nu se confruntă cu amenințări, că nimeni nu încearcă să-și știrbească prestigiul. Alt element al specific pentru comportamentele naționaliste este dorința de individualizare. Când o țară este alcătuită din multiple grupuri etnice și membrii ai acestora se află într-o altă țară, își doresc ca situația de acasă să fie una cât mai bună și asta s-a văzut în fosta Iugoslavie. Reacțiile croaților, liderii politici vor răspunde la dorințele exprimate de confrații rămași acasă, încercând să îi ajute în tentativele acestora de secesiune. Vedem politica Rusiei față de Ucraina, anexarea Crimeei.
Ucrainenii trebuie să răspundă la întrebarea: sunteți ucraineni sau sunteți ruși? Există ucraineni care se consideră ruși și atitudinea lor naționalistă va genera anumite reacții. În încheiere, ca să las timp întrebărilor, aș dori să mă refer la câteva semnale de alarmă. În această conferință s-a accentuat importanța de a privi în viitor, de a vedea către ce se dezvoltă societățile noastre, de a avea o abordare proactivă. Când se vorbește despre potențialul de emergență al conflictelor etnice și naționale, avem semnale de alarmă. Vedem partidele pe baze etnice sau hipernaționaliste, grupuri care sunt forțate să se identifice cu o facțiune sau alta, emergența unor lideri politici naționaliști. Aceste elemente naționaliste sau etnice separatiste în general sunt adormite, dar pot fi stimulate foarte rapid de anumite tipuri de discursuri. Vedem crearea de țapi ispășitori sau demonizarea unor părți din populație. Evident că situațiile sunt diferite de la caz la caz, însă în momentul în care accesul se sparge, timpul de intervenție este foarte răspuns, foarte scurt. În 1996 am avut oportunitatea de a preda la Tübingen în Germania și am petrecut timp și în Iugoslavia. În 1986, dacă te uitai la Iugoslavia, nu părea a fi nimic în neregulă, dar doar 3 ani după aceea vedem criza de acolo și modul în care s-a destrămat. Cei care cunosc foarte bine o țară ar trebui să-și poată da seama de aceste semnale de alarmă și să ia măsuri rapid. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Professor Cotham. Vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Ceea ce a spus astăzi confirmă din nou importanța ca guvernele să țină seama și să abordeze subiecte pe, ca cele pe care le-ați abordat. Timpul trece. Am început mai târziu decât trebuia și totuși se pare că mai avem 15 până la 20 de minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Există un microfon mobil în sală. Vă rugăm să vă prezentați dacă doriți să faceți observații sau să puneți întrebări. Se întâmplă că eu am microfonul, eu lucrez la Romanian Enterprise Institute și aș dori să reiterez ceea ce au spus antevorbitorii, François și Dan. Voi fi chiar și mai direct decât ei. Întâi aș aprecia ca slovac importanța extinderii pentru încurajarea reformelor și pentru îmbunătățirea guvernanței în țara mea. Dar nu cred că acest lucru va mai funcționa în continuare, nu va fi sustenabil politic, pentru că extinderea este cu un singur sens. Dacă ne uităm la țările Visegrad, s-au făcut puține progrese în ceea ce privește reformele și îmbunătățirea guvernanței și eradicarea corupției. Odată ce țările au intrat în club, s-au confruntat cu niște încurajări foarte diferite. Și cred că și alte state membre ale Uniunii Europene văd acest lucru și mai văd și faptul că instituțiile europene sunt incapabile să
se ocupe de amenințări la adresa statului de drept, cum se întâmplă în Ungaria sau Polonia. Și cred că dacă intră mai multe țări în Uniunea Europeană, riscurile de derapajelor se vor multiplica. Ce v-aș oferi ca temă de reflexie ar fi două aspecte. În primul rând, cred că ar trebui să vedem aderarea la Uniune și la alte organizații ca un drum cu dublu sens. Trebuie să existe niște încurajări reale pentru țări în ceea ce privește respectarea regulilor. În condițiile actuale, întărirea statului de drept se pare că nu va ajunge nicăieri. Până avem asemenea mecanisme, avem nevoie de alte mecanisme de conlucrare cu alte țări în afara aderării, care să corespundă, să servească intereselor Uniunii. Trebuie găsite acestea. Nu este vorba doar de țările parteneriatului estic, dar și de Turcia sau Africa. Trebuie să avem altfel de relații cu aceste țări, nu numai să-l mituim pe Erdogan să păstreze refugiații. Și cred că agenda 2020 ar trebui să includă și alte aspecte. Mai există observații din partea panelului? Aș dori să răspund eu. Ați menționat un drum cu dublu sens și aș dori să relaționez acest lucru cu ceea ce spunea colegul francez. Eu cred că unul dintre motivele pentru care cetățenii țărilor vestice ale Uniunii și-au pierdut încrederea și sprijinul pentru extindere este acela că stabilimentul politic, și mă refer aici la elitele, partidele mari, nu au reușit să își rezolve îngrijorările și problemele legitime și de multe ori au arătat cu degetul la Uniunea Europeană ca fiind țapul ispășitor și un efect îl vedem în Brexit. Ați menționat țările parteneriatului estic. Cred că există o diferență uriașă de fond între țările care se învecinează în partea de estică a Uniunii Europene și țările care se învecinează cu Uniunea Europeană în sud. Țările parteneriatului estic fac parte din continentul european. Prin urmare, ar trebui să ne îndreptăm către aceste țări cu precădere, că se pune problema nu dacă, ci când vor putea deveni state membre ale Uniunii Europene. Să nu uităm acest aspect. Vă mulțumesc. Eu știu că schimbarea este reversibilă și reforma nu este o garanție pentru viitor, iar statele membre actuale nu sunt imune la fenomene cum ar fi corupția. Concluzia pentru noi, cei care se ocupă de extindere, este să fim foarte stricți în ceea ce vrește principiile fundamentale. De aia spuneam cele fundamentale întâi, sistemul judiciar, puterea mass mediei, balanța puterilor și calitatea primează asupra vitezei. Trebuie să acordăm timpul necesare negocierilor și capitolelor 23 și 24. Acestea trebuie discutate atât timp cât este necesar. Poate ar fi bine să închidem aerul condiționat până nu
vom fi criogenați. Acest discurs privind sistemul judiciar, statul de drept și libertatea mass mediei poate fi util în faza aderării ca stimulant. Dar în ceea ce vrește Uniunea Europeană, nu știu cum să abordez statul de drept și libertatea sistemului judiciar în unele state membre ale Uniunii. Și dacă noi împreună avem instrumentele necesare pentru a pune capăt anumitor fenomene. Cred că este ceva relativ. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să spun o propoziție. Cred că ce spunea Maciej mai devreme privind aspectele fundamentale reprezintă cheia. Fiecare stat membru și-a luat angajamentul să respecte unele principii și reguli foarte clar definite. Mai aveți alte întrebări? Aș avea eu ceva de adăugat. Sunt Buchinger, sunt din partea Ministerului de Externe turc. Am câteva observații. Uniunea Europeană este influentă în măsura în care nu numai că sancționează, ci și încurajează. S-a menționat de mai multe ori Turcia. Da, există critici față de situația turcă, ceea ce privește libertățile și statul de drept, dar din perspectivă turcă este o contradicție. Faptul că aceste capitole de dezvoltare în negocierile noastre de aderare rămân blocate. Nu poți critica un stat membru în ceea ce privește justiția, libertățile și așa mai departe, pe când pentru noi aceste capitole să fie blocate. Acesta este o observație. De asemenea, aveți dreptate că cetățenii europeni vor avea un cuvânt de spus asupra procesului de extindere, care este o decizie importantă pentru toate statele membre, dar totodată o țară candidată nu trebuie folosită mereu în scop electoral. Și nu numai Turcia, este vorba și de alte țări candidate. Deci trebuie să se țină cont și de aceste aspecte. În final, și Uniunea Europeană și țările candidate se angajează pe un drum în virtutea anumitor principii. Și țările candidate trebuie să respecte principiile acestea, dar și țările membre ale Uniunii. Și sigur că porțile ar trebui să fie menținute deschise. Și totul are două fațete. Aș încerca să răspund. În ceea ce vrește Turcia, cred că există din start o neînțelegere. Având în vedere că unul dintre principalul promotor al aderării Turciei este Regatul Unit, care acum iese din Uniune. Asta pentru că, la un moment dat, n-au înțeles ce înseamnă ca Turcia să fie membru de plin al Uniunii. Este vorba despre buget. Dacă Turcia intră datorită economiei turce, cred că 20% din fondurile structurale se vor duce direct către Turcia și celelalte state membre sunt de acord. 80 de parlamentari la Bruxelles vor veni din Turcia. Dacă Franța și Germania sunt de acord, atunci vom avea nevoie de 100.000 de funcționari europeni.
europeni. Deci sunt multe aspecte tehnice care n-au fost niciodată explicate. Deci sunt niște chestiuni problematice în plus față de respectarea valorilor și așa mai departe. Pe chestiunea justiției. La ultima aderare a trebuit să distingem între percepția din rândul opiniei publice și realitatea. Opinia publică este împotriva unei noi extinderi. Dacă vă uitați la datele din Franța și Germania, cam acesta este rezultatul. Nu vreau să dau vina pe politicieni care de ceva ani încoace n-au reușit să explice de ce ar fi în interesul europenilor să se extindă Uniunea Europeană. Există anumiți oameni în Franța, de exemplu, care au reticențe în ceea ce vrește o țară care spune că nu dorim să avem migranți pentru că nu sunt creștini. Și în Franța, ca și în Germania, avem 10% din populație de religie musulmană. Cum pot să explic eu țării mele că Polonia și Ungaria nu vor admite migranți necreștini? E o chestiune de valori. Și nu se pune doar problema independenței justiției. E vorba niște aspecte precise care duc la reticența francezilor față de extindere. Pentru că cei care au aderat acum 10 ani nu respectă regulile acestea și 80 de miliarde de euro au fost cheltuiți în Polonia în ultimii 7 ani, deci contribuabilul se comportă la fel ca în SUA cu Trump. Se gândesc că poate că banii ăștia mai bine îi păstrăm pentru noi la un moment dat, pentru că noile state membre nu respectă regulile. Nu este poziția mea aceasta, ci este ceea ce înțeleg eu analizând opinia publică din Franța, Germania și alte țări. Dacă ne uităm la ultimele rezultate din Italia, ne dăm seama că există un nou semnal de alarmă care ne avertizează asupra unei situații nedorite în Uniunea Europeană și trebuie să reflectăm asupra acestei situații. Trebuie să vedem vechiul sistem altfel. Uniunea Europeană este o putere globală, dar trebuie să ne asigurăm că este încă legitimă și eficientă. Pentru guvern se pune problema eficienței și în ceea ce privește anumite politici europene. Mai aveți alte întrebări? Dacă nu, înainte de a închide panelul, dați-mi voie să fac două comentarii scurte. În primul rând, mulțumesc paneliștilor pentru valoroasele lor contribuții la dezbaterea noastră și cred că sunteți de acord că ideile importante, sugestiile care merită luate în seamă de către țările noastre au rezultat din aceste discuții. Sigur că au existat vederi diferite, abordări diferite, dar ideea că Uniunea Europeană ar trebui să continuă extinderea persistă, după cum spunea Dan, e nevoie de realism. Totuși, faptul că există acest angajament este deosebit de important și domnul Popowski, reprezentantul Comisiei, a fost foarte important. Un alt rezultat al dezbaterii este că ideea că este foarte important să păstrăm opinia publică și din Uniunea Europeană și din afară, din țările care aspiră să devină state membre, să păstrăm percepția că apartenența la Uniune este un drum cu un singur sens. Cred că, așa cum s-a întâmplat în timpul președinției bulgare, dedicarea unui summit Balcanilor, cred că s-ar putea întâmpla și anul trecut, când se aniversează 10 ani de la lansarea politicii de vecinătate.
și având în vedere și președinția română, cred că vom putea să insuflăm un nou dinamism eforturilor dedicate apropierii țărilor din parteneriatul estic. Și sigur că există condiționalități. Li se va permite să se apropie și, cum spuneam de la bun început, ar trebui măcar să se creeze condițiile păstrării ideii că aderarea este posibilă. Desigur, aplicând condiționalitățile, fiind foarte important ca toată lumea să fie conștientă de acestea, iar eu am învățat pe propria piele ce înseamnă condiționalitate și mai există un moment de a înțelege ce spunea domnul Dan Mihalache. Ce se întâmplă după? Angajamentele luate trebuie respectate de către toată lumea. Și acum, pe lângă subiectul nostru de astăzi, mă întreb eu cum ar trebui pe plan intern să se ocupe Uniunea de propriile probleme. S-a menționat Brexitul. Nu sunt sigur dacă aș putea să vă dau eu un răspuns la o întrebare care mă frământă. Oare unul dintre factori, poate nu cel mai important, dar unul dintre factori care a dus la Brexit n-ar putea fi chiar faptul că în cadrul extinderii s-a acceptat aderarea fără respectarea tuturor regulilor. Asta îmi amintește de faptul că odată ce se ia un angajament, acesta trebuie respectat. Mulțumim din nou paneliștilor care cred că merită aplauzele noastre.